Este vorba despre Alina Andrieș, un jucător de 29 de ani și în de 1,97 m de centimetri. Acesta sosește de la Târgu Jiu și poate evolua pe pozițiile 2-3. În sezonul 2019-2020, Andrieș a bifat 10 apariții în Liga Națională. El a petrecut un sezon sub tâmpa, și și a început cariera profesionistă, după care a evoluat patru sezoane la Timba Timișoara. În vara anului 2015 a semnat cu Gazmetan Media și unde a jucat un an. A urmat un sezon la Seceme Timișoara, pentru că în stagiunea 2017-2018 să joace în cel de-al doilea eșalon la Cuza Sport Braila. În stagiunea 2018-2019 a evoluat la BC Atletic Constanța, după care a trecut la CSM Târgu Jiu.